Iașiul se apropie de pragul critic de îmbolnăviri. În acest moment, incidența cazurilor este de 2,62 la 1000 de locuitori în municipiul Iași. Dacă se ajunge la rata de 3 cazuri la 1000, autoritățile vor impune o serie de restricții pentru intrările și ieșirile din oraș, dar și alte măsuri care pot fi luate într-o asemenea situație. De exemplu, școlile vor fi închise, iar activitatea didactică va fi mutată în mediul online.